încercat să fiu altcineva. Am vrut să am identitatea altcuiva, dar realul eu nu se înțelegea cu update-ul pe care eu îl forță. Și apare o întrebare: oare chiar se mai poate să mai fie o schimbare? Aș da orice să recapăt tot ce am distrus în trecut. Nu, nu vreau să mai ascult cuvinte ce au fost doar vorbite și deloc n-au fost gândite. Mulți nu știu că prin cuvinte își pot pune piedici, vă spun din fapte trăite. Să vă feriți de acei oameni ce în față vă sunt frați, dar actori pe la spate. Vreau să spun că tu nu ești o greșeală pe pământ. Dumnezeu nu a greșit nici când. Și dacă spune cineva că nu-i nimic de viața ta, tu să îi răspunzi că nu asculți minciun. Dumnezeu te iubește și oricât de mult ai greșit, El poate să te ierte. Trebuie doar să-ți ceri iertare și să-ți acorzi un nou început. Nu, nu vreau să mai ascult cuvinte ce au fost doar vorbite și deloc n-au fost gândite. Mulți nu știu că prin cuvinte își pot pune piedici, vă spun din fapte trăite. Să vă feriți de acei oameni ce în față vă sunt frați, dar actori pe la spate. Personal nu mai accept să mi se spună că sunt ok doar pentru antistres. Își pot pune piedici, vă spun din fapte trăite. Să vă feriți de acei oameni ce în față vă sunt frați, dar actori pe la spate. Personal nu mai accept să mi se spună că sunt ok doar pentru antistres.